Trecutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Ne-au mai rămas zile numărate și gata cu maiul. În această ediție premovăratică încă, vă propunem câteva subiecte care să vă completeze cunoștințele dumneavoastră despre Armata Națională și să vă ajute să țineți ritmul militaresc al țării. În program avem subiecte pentru toate gusturile. Trecerea în rezerva ostașilor, emoțiile părinților când și-au revăzut feciorul din armată, ateliere de lucru, sărbători și sportivi de performanță. De asemenea, menționăm că vinerea aceasta în Piața Marii Adunări Naționale a fost organizat Ziua Recrutului, un eveniment de amploare destinat tinerilor premilitari. Cu detalii venim duminica viitoare. Toate aceste subiecte pentru dumneavoastră alături de domnița Jechiu și Tatiana Cocerva. Vă spunem bună ziua și Hristos a înviat! Ostașii țării se întorc la vatră. Primii 16, cei mai fruntași ostași ai brigăzii infanterii motorizată Ștefan cel Mare au fost trecuți solemn în rezervă. Selectarea tinerilor a fost efectuată în baza mai multor criterii, printre care disciplina militară, pregătirea de luptă, reușita militarului, conducerea cu subordonații, întrucât unii dintre ei au deținut funcții de locțitor, de comandanți de plutoane, de grupe, nu în ultimul rând și exemplul personal. Aliniați pe platou, în fața întregului efectiv, ostașii au fost petrecuți pe ritmurile muzicii orchestrei militare. Servește Republica Moldova! Servește Republica Moldova! Servește Republica Moldova! Servește Republica Moldova! Prezent la eveniment, colonelul Mihail Bucleș, comandant Comandament Forțe Terestre, a mulțumit militarilor pentru serviciu, atitudine și inițiativă, îndemnându-i ca oriunde s-ar afla să susține Armata Națională. Din partea Marelui Stat Major Armatei Naționale, Comandamentul Forțe Terestre, îmi permiteți să vă mulțumesc pentru serviciu militar, să vă doresc succes în continuare dumneavoastră, iar dacă vă veți răzgândi la un moment dat, Armata Națională este gata să vă primească în rândurile militarilor prin contract. Țineți minte că armata este foarte grea, iar armata este un colectiv unit și are nevoie de susținere. Și acolo, la civil, unde veți fi, întotdeauna să susțineți Armata Națională, pentru că dumneavoastră ați petrecut un an din viața personală în acest colectiv. Vă mulțumesc și succes! Potrivit locotenent colonelului Oleg Primovici, locțitor comandant brigadă pe lucru educativ, tradițional în conformitate cu legea pentru pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, după termenul de executare a serviciului militar, tinerii trec în rezerva Armatei Naționale și sunt îndreptați pentru a fi luați la evidență militară, conform vizei de domiciliu. După ce tinerii și-au făcut datoria constituțională, locotenent colonelul Oleg Primovici ne aduce la cunoștință posibilitățile de angajare ale acestora. Posibilitățile tinerilor care au îndeplinit serviciu militar sunt foarte mari. În primul rând, angajare la orice loc de serviciu, la orice gen de activitate, oriunde, chiar inclusiv și la serviciile de pază, la servicii la uzine, fabrici, deci au foarte mari posibilități. Din punct de vedere că ei sunt sănătoși, au o pregătire fizică bună, au o stare morală psihologică înaltă, sunt rezistenți la orice condiții și greutăți și ei sunt acceptabili chiar și sunt solicitați în justiție, în servicii de pază, de stat. Totodată, o parte bună din ei pleacă acum la părinți să mai odihnească un alta, după ce totuși solicită de a fi reangajați prin contract în cadrul unităților militare, în apropierea garnizoanelor de domiciliu sau chiar inclusiv aici, la noi, în unitatea militară. Bariera dintre unitățile militare și societatea civilă este punctul de control. Odată ce un tânăr a trecut de acesta, el își stabilește noi reguli de viață. Regimul de armată, uniforma militară, cazarma și prietenii rămân a fi momente unice pentru ostași. Iată câteva opinii ale acestora înainte de a părăsi brigada,
Cine știe, locul unde poate vor reveni vreodată. Ca Elena Andrei, soldat încorporat în serviciu militar pe 24 mai 2016. De ce ai ales faci tu serviciu militar? Pur și simplu am vrut să devin un ostaș brav care o îndeplinesc serviciu militar, să mândrească părinții de mine, să mândrească prietena. Am primit o scrisoare de mulțumire pentru părinți, o poză și felicitări călduroase de la conducerea brigăzii. Ești mândru că ai făcut serviciu militar? Da, sunt mândru. Am terminat armata, am serviciu, am îndeplinit. Pentru tine, viața proprie, s-a schimbat, am mai multe posibilități chiar și să îndeplinesc serviciu militar în continuare, ori să plec în altă parte. Tine să faci serviciu militar pe contract? Nu, cred, dar totul e posibil în viitor. Mă numesc Coșcudan Vasile, am făcut parte din batalionul de artilerie, bateria RATD. Vasile, încheiat anul de serviciu militar, cum a fost acesta pentru tine? Acest an pentru mine a fost un an foarte și foarte interesant. Mi-am făcut foarte mulți prieteni, camarazi, care într-adevăr, după trecerea în rezervă, mă voi întâlni neapărat. Am aflat multe lucruri noi, am trecut prin unele greutăți prin care la civil nu era să le întâmpin. M-am schimbat în sens psihologic, în sensul de a gândi, mentalitatea s-a schimbat complet. M-am mai dezvoltat fizic, moral, spiritual. Armata este școala bărbăției, cum se spune. Tinerilor care tind să vină spre armată, chiar le propun să vie, deoarece vor avea multe amintiri frumoase din acest an, le vor fi ca o lecție de viață pentru ei. Așa, dar ce te-a impresionat cel mai mult iată din armată? Că ai avut și ieșiri în poligon și lecții teoretice. Cel mai mult în armată m-a impresionat tehnica militară, armamentul de dotare, prietenii, camarazii, hrana pe care ne dădea. Ai un cuvânt de mulțumire pentru superiorii tăi care te-au ghidat? Da, vreau să le mulțumesc foarte mult superiorilor, inclusiv comandantului brigăzii 2 și comandantul meu de baterie, lieutenant major Roman Roman. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru atenția care mi-au acordat-o, pentru lecțiile care mi le-au dat și pentru susținerea când am avut nevoie. La final au făcut o poză comună alături de superiori în fața drapelului de luptă și au luat rămas bun de la camarazi și au lăsat în spate unitatea plină de amintiri. Noi vă dorim drum bun la civilie. Continuăm subiectul ostașilor care s-au întors la casa părintească. Unul dintre cei mai buni 16 militari trecuți în rezervă este și sergentul inferior Gheorghe Ciur din satul Băcioi. Ostașul a susținut examenul bărbăției cu bine, iar săptămâna aceasta echipa noastră l-a însoțit din unitate până acasă, la părinți, în ograda de odinioară. Bărbat în toată legea, cu misiunea îndeplinită față de patrie, cu un buchet de flori și bună dispoziție, ne-am pornit cu protagonistul nostru la drum. Deși aveam doar 30 de minute de parcurs până la destinație, Gheorghe ne spunea că dorul parcă se lungește, deoarece nu și-a văzut de mult timp familia și abia așteaptă să-i îmbrățișeze. Acasă l-așteptau toți cu nerăbdare, pe masă cu plăcințele și bucate pentru oaspeții zilei. Păi da, se întoarce feciorul din armată. În prag l-au întâmpinat toți stăpânii casei. Desigur, inima de mamă nu și-a putut stăpâni emoțiile, lacrimile de bucurie și-au spus păsul. Elena Dejmari, mama ostașului, este mândră că a crescut așa fecior brav de folos patriei. Emoțiile sunt foarte mari, dar eu plăcere. Mulțumesc domnul că l-a adus sănătos acasă și îi doresc sănătate înainte. Sunt foarte mândră că am ajuns la 42 de ani să văd fișorul meu, că a venit sănătos acasă și a făcut arma, adică cum, a slujit și fi sănătos mai departe și îi doresc un viitor în viață. L-ați îndemnat să facă armată? Eu o leacă l-am îndemnat, dar mai mult și el a vrut. A vrut foarte tare să ducă la armată, ca toți băieții să aibă și el în viață o profesie bună, că așa dacă faci armata, cum n-ar și. S-a schimbat foarte mult. Acasă era mai ca băieții, ca tineret, dar acum s-a făcut bărbat. Adevărat. Clipile a trecut greu, ultimele? N-aș zice că noi des mergem la dânsul și n-aș zice că e greu. L-ați vizitat? L-am vizitat, da, și sora, și tata, și noi toți l-am vizitat. Tatăl, Sergiu Dejmari, la fel l-a îndemnat să facă serviciul militar, spunându-i că nu-i bărbat cel care nu face armata. Ce ați spus când a plecat? Fii bărbat în viață, pune mâna pe o domnișoară sântă,
Sunteți mândru că am îmbrăcat uniforma militară? Desigur. Sunt mândru feciorul, am îmbrăcat uniforma militară. Să asculte de părinți, drum bun în viață, mai departe. O surpriză neașteptată, dar plăcută a fost pentru sora tânărului. Gheorghe s-a întors de la armată chiar de ziua ei de naștere. La cei 15 ani împliniți, Nicoleta spune că a primit cel mai frumos cadou. El este fratele meu și sunt bucuroasă că el a ajuns cu bine acasă și că a crescut un bărbat adevărat. Armata l-a făcut puternic și sunt bucuroasă pentru el. Ți-a făcut astăzi un cadou, împlinești 15 ani și a venit... A venit de ziua mea din azi și mi-a făcut un cadou superb. Sunt foarte bucuroasă. Astăzi ai lăsat și orele doar ca să-l întâmpin. Am lăsat orele și ca să vin să-l întâmpin cu mare drag acasă. L-ai așteptat, ți-a fost dor de el? Da, foarte tare l-am așteptat și mi-a fost tare, foarte dor de el. Printre cei care l-au așteptat la poartă pe Gheorghe este și mătușa acestuia, Maria Popa. Se mândrește de nepot nu doar de faptul că e chipeș, însă și pentru că a trecut prin școala bărbăției. Sunt mătușa băietului și mă bucur foarte tare de dânsul că e un băiet frumos, deștept și doresc în viitor să ascult părinții. Asta e principalul. Ce spuneți de fapt că a făcut armata? Că a făcut armata, asta e foarte bine. O să fie pentru dânsul o învățătură oarecare, să știi cum se comporte de azi înainte. Cu viața, cum să spune. Arată mult mai bine în uniformă? Da, și e frumos. Tare e frumos. L-ați vizitat parcursul serviciului militar? Da. Cu mămica lui am fost și mi-a plăcut foarte lăudat acolo, că e ascultător. Despre el au vorbit toți, însă noi nu l-am auzit. Sergentul inferior Gheorghe Ciur și-a făcut datoria constituțională în fața țării, cea de apărător al patriei. A venit acasă echipat, așa cum obișnuia să arate în fiecare zi în unitatea militară. Acesta ne spune că serviciul militar l-a învățat multe lecții. Școala bărbăției, prima lecție care am avut, știu, școala bărbăției, să fii bărbat, să fii destoinic în ceea ce tot ce faci. În rest, cred că am învățat parcursul acestui an. Cu ce ai venit acasă, pe lângă emoții? M-a dus soarea, m-a dus flori, m-a dus o fotografie la drapelul de luptă care am făcut-o. Sănătos eu am venit. De ce ai optat pentru serviciu militar? Am vrut singur, m-am dus să văd și eu cum e. Mai mulți băieți îmi spuneau, de-ai mei prieteni, îmi spuneau că să faci armata, că tot a făcut, să vezi cum se devii bărbat. Și m-am dus și eu să văd cum. Și am observat el pe pielea mea, 12 luni, ce înseamnă să fii soldat. Bine ești, mândru că ai făcut serviciu, ți-ai făcut datoria constituțională. Da, sunt foarte mult. Am făcut asta pentru că vreau și pentru că mi-a plăcut forma, bocanii. Îți va fi dor de unitatea militară? Da, desigur. Mă aduce, mă vizita acolo și prietenii care au rămas. Vii acasă cu uniforma, adică ținuta tot, bocanii, îți rămân. Da, rămân. Ce vei face? Le vei îmbrăca cu anumită ocazie? Nu, le voi pune acolo undeva într-un dulap, ne voi minti de ele când îmi va fi dor. S-au așezat cu toții pe prispa casei, iar Gheorghe a scos din ghiozdan scrisoarea de mulțumire din partea unității pentru părinți, unde se menționează despre faptul că ostașul în cauză este un exemplu pentru generațiile viitoare de militari în termen. Cunoașteți că feciorul dumneavoastră a fost desemnat ca fiind unul dintre cei mai buni ostași, 16, care au plecat astăzi acasă? Cunoaștem, îmi pare bine. Mulțumesc și Armatei Naționale, mulțumesc superiorului, mulțumesc că a avut grijă de șerașul meu. Să ne spui pentru ce merite ai fost desemnat cel mai bun, unul dintre cei mai buni ostași. Pentru atârnarea conștiincioasă față de serviciul militar, pentru toate atitudinile care le-am dat eu acolo, tot stăruința care am făcut-o. Am fost ascultător, am avut multe, tot orice misiune care mi-o dădea, eu îndeplineam în tocmai și la timp. Niciodată n-am avut întrebări, abateri sau ce altceva. A fost un exemplu pentru colegii. Da, a fost un exemplu. Gheorghe, succese și drum bun la civilie. De menționat, serviciul militar în Armata Națională este de 12 luni. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. În această săptămână, viceministrul apărării Gheorghe Galbur a participat la un atelier de lucru desfășurat în contextul implementării rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Activitatea la care au participat reprezentanții autorităților publice centrale și societății civile din Republica Moldova, dar și din Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Serbia, Spania, Turcia și Ucraina, are ca obiectiv examinarea celor mai bune practici privind punerea în aplicare a rezoluției 1325.
35 la nivel național. La întrunire, viceministrul Gheorghe Galbur a apreciat eforturile instituțiilor implicate în promovarea egalității de gen în structurile de securitate și apărare și a mulțumit Institutului pentru Securitate Incluzivă, Centrului de Informare și Comunicare NATO din Republica Moldova, misiunii OSCE și UN Women în Moldova pentru sprijinul acordat la implementarea proiectului. Pe această cale salut inițiativa de a desfășura acest atelier de lucru cu implicarea cât mai activă a reprezentanților administrației publice centrale, societății civile care vor avea ocazia să comunice cu experții internaționali cu cea mai mare experiență în elaborarea și implementarea planurilor naționale de acțiuni. Sunt sigur că în cadrul sesiunilor veți avea oportunitatea de a vă familiariza cu cele mai bune practici existente în domeniu. Vă mulțumesc pentru interesul manifestat prin însăși prezența dumneavoastră aici. Elena Mărzac, directorul Centrului de Informare și Comunicare NATO din Republica Moldova, a menționat că în cadrul workshop-ului va fi creat grupul de lucru responsabil de elaborarea Planului Național de Acțiuni cu privire la implementarea documentului respectiv, al cărui coordonator este Ministerul Apărării. Instrumentul prin care s-a decis, mecanismul prin care s-a decis de a elabora acest plan este crearea unui grup de lucru la nivel guvernamental, interinstituțional, care va include reprezentanți instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, dar și Ministerul Muncii, pentru că ei sunt agenția de bază care implementează politicile de gen în Republica Moldova, dar și reprezentanții societății civile și a mediului academic. Următorii pași sunt întâlnirile și lucrul deja de bază în cadrul acestui grup de lucru ca să elaboreze în următoarele 6 luni un prim draft al acestui plan național de implementare a rezoluției 1325. Denotat că Ministerul Apărării, în colaborare cu Institutul pentru Securitate Incluzivă din Washington și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, derulează în perioada 2016-2018 proiectul Planul Național de Acțiuni cu privire la implementarea rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, adoptată în mod unanim la 31 octombrie 2000, este una dintre cele mai importante rezoluții ONU în domeniul păcii și al politicii de securitate. Curier militar. Centrul pentru Studii Strategice de Apărare și Securitate al Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun a organizat în perioada 17-19 mai curent conferința internațională Mediul Strategic de Securitate, Provocări și Tendințe. Principalele subiecte abordate în cadrul conferinței au fost cercetările strategice interdisciplinare de apărare și securitate în contextul securității naționale a Republicii Moldova, impactul crizei din Ucraina asupra securității Republicii Moldova, impactul conflictului din estul Ucrainei asupra securității Uniunii Europene, cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova, Ucrainei și României în vederea asigurării securității regionale, rolul NATO în menținerea securității în spațiul parteneriatului estic, dar și conflictul transnistrean în contextul evoluțiilor din Ucraina. Cu ocazia sărbătorii Zilei Internaționale a Familiei în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, a fost organizată masa rotundă cu genericul Familia creează valori, valorile creează familia. Scopul evenimentului a constituit promovarea valorilor familiei, așa cum sunt dragostea, respectul reciproc, repartizarea egală între femei și bărbați a responsabilităților casnice și obligațiilor de educare a copiilor, precum și formarea culturii non-violente. Ziua Internațională a Familiei este organizată anual în cadrul instituției militare, fiind la cea de-a 8-a ediție. De strajă sănătății timp de 25 de ani. Două instituții medicale ale Armatei Naționale, Centrul Consultativ Diagnostic și Centrul de Medicină Preventivă, au sărbătorit 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, viceministrul apărării Gheorghe Galbura i-a felicitat pe militarii și angajații civili din aceste structuri, menționând că prin profesionalismul și competența de care au dat dovadă zi de zi, au contribuit la fortificarea sănătății militarilor și angajaților civili din Armata Națională, au reușit să plaseze medicina militară pe loc de cinste în sistemul.
sistemul medicinei naționale moldovenești, dar și să crească încrederea cetățenilor în serviciile pe care le oferă subdiviziunile curative ale Armatei Naționale. Sunt 25 de ani de activitate, iar tot ceea ce am obținut până astăzi se datorează efortului efectivului medical, ne spune locotenent colonelul Andrei Marfin, șeful Centrului Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării. Acești 25 de ani a Centrului Consultativ Diagnostic, în primul rând, semnifică 25 de ani a activității efectivului centrului. 25 de ani de muncă asiduă acestui efectiv, care numai datorită perseverențelor, dragostei mari de muncă, noi am putut obține acele rezultate care le avem la ziua de astăzi. Ne lăudăm cu aceea ca să fim competitivi pe piața sănătății a Republicii Moldova. Fiindcă la moment, sănătatea este în comerț și noi trebuie să fim la nivel în rând cu instituțiile Ministerului Sănătății și chiar și mai sus. De asemenea, locotenent colonelul Nicolae Lupașco, șeful Centrului de Medicină Preventivă, ne spune că misiunea instituției medicale pe care o conduce este unică în Republică, întrucât activează pentru Armata Națională, militari pe contract și membrii familiilor lor. Supraveghem starea igienei, starea epidemiologică, adică cazuri de îmbolnăviri care le putem stopa sau intervenim cu diferite profilaxii sau activități în stoparea unor epidemii. Verificare și supravegherea tuturor produselor alimentare care se livrează în Armata Națională, care ajung pe masa ostașilor. Investigații bacteriologice și igienice pentru pacienții ambulatori și cei care tratează în spitalul militar și pacienți contraplată și membrii familiilor lor. Cu această ocazie aș dori să felicit toți angajații în sfera medicinii, de ce suntem o instituție care activăm în domeniul medical. Le doresc la tuturor să aibă parte de multă sănătate, răbdare multă pentru că avem de nevoie în timpul activității. La mulți ani, toate cele bune! Centrul Consultativ Diagnostic și Centrul de Medicină Preventivă sunt instituții medicale ale Armatei Naționale create în mai 1992. Tot mai mulți militari pasionați de sport reușesc să înregistreze rezultate remarcabile și să-și creeze o imagine în lumea sportului autohton. Fie că frecventează cluburi sportive sau o fac doar din dorința de a avea un mod sănătos de viață, cert este că au izbândă. De această dată vorbim despre doi studenți ai Academiei Militare, Alexandru cel Bun, care la finalul studiilor de licență povestesc cu mândrie despre reușitele obținute în sport timp de 4 ani. Ascultați în continuare un material realizat de colega noastră, Steluța Moscalciuc. Studentul Nicolae Judacevski mereu și-a dorit o carieră de succes în domeniul militar, iar munca și străduința sunt primul pas în realizarea visului. În instituția de învățământ, colegii au fost cei care l-au motivat să se ocupe de haltere. Cele două antrenamente pe săptămână și dorința de a se clasa pe locurile de frunte i-au adus rezultate de care se bucură astăzi. Cum e viața de student la Academia Militară? Viața de student, în primul rând, este strict programat. Adică noi avem un program zilnic pe care ne conducem. Este totodată și interesant, și activ, și disciplinat. Ce te motivat să faci militarii? Militaria m-a motivat să fac, cred că, străbunei, bunei care au participat la al doilea război mondial. Pe urmă, tata s-a satisfăcut serviciul militar. De asemenea, filmele de război, precum și discuțiile în sânul familiei despre militarie ca ceva normal și decent. Pe lângă studii faci și sport. Cum planifici timpul? După cum am spus, avem un program strict și pe lângă acesta, adică sunt ore stabilite pentru sport. De două ori pe săptămână avem sport în masă, de regulă e o oră de vreme, pe când mai avem în afară de pregătire individuală, la fel timp liber, în care noi avem posibilitatea să ne ocupăm cu ceea ce dorim, adică sau e sport, sau e lectură, sau e muzică. Când ai început să te antrenezi cu greutăți? Acest tip de sport practic recent, adică din anul 2 al Academiei Militare. M-a impresionat băieții care ridicau halter. Greutatea aceasta de la început se pare că este ceva ușor, ceva simplu, pe când nu e chiar așa. Adică trebuie să fie o tehnică cuvenită, trebuie să fie o tactică la fel pentru a executa corect exercițiile date. Ai putea să estimezi aproximativ câte tone ai ridicat până acum? Nu am calculat câte tone am ridicat, din motiv că nu mă ocup profesional, este doar din plăcere. Și dacă calculăm de două ori pe săptămână câte o oră de vreme și timp de 3 ani, nu e atât de mult. La haltire contează numai forța
fizică sau și cea psihică? Foarte mult contează și de cea psihică, deoarece ridicând greutatea, după un număr oarecare executat deja, tehnica scade, forța la fel și dacă psihic sau moral tu ești slab, cedezi foarte repede. Cu ce rezultate poți mândri? Mă pot mândri cu rezultate, am luat locul 2 la halterii, la campionatul în academie, între anul 1, 2, 3 și 4, la categorie 85 de kilograme. Cum sunt concurenții tăi? Concurenții sunt diferiți, la fel de bravo, la fel de entuziasmați, care puțin mai buni, care puțin mai tari. Aici nu depinde de un succes sau o realizare ai trecut-o și doar atât, trebuie să lucrezi permanent și să ridici capacitățile. Trebuie muncă permanentă ca să ai succes. În acest sport, care sunt riscurile? Ca și în orice sport, riscurile sunt traumele, care poți le capeți de la exercițiu necorect, de la încălzire greșită. Cel mai des, de regulă, e spatele. Ce planifici pentru viitor? Scopul principal este susținerea examenilor de stat și a tezei de licență, după care alegerea funcției și absolvirea. Mă gândesc la o carieră militară profesionistă, o familie decentă și un trai la fel. Lupta greco-romană i-a dus studentului Dorin Petrușca titlul de maestru în sport. Nu merge la cluburi sportive și nu este ghidat de antrenor, iar pentru fiecare campionat se pregătește în Academia Militară. Își propune să realizeze o carieră în domeniul militar, iar sportul fiindu-i doar o pasiune. Ce înseamnă sportul pentru tine? Pentru mine sportul înseamnă viață. Deoarece în viață lupți și în sport lupți pentru un loc mai bun. De când te ocupi de trântă? Practic, de la grădiniță când era, în grupa cea mare. Am ajuns la gradul de maestru în sport. Și de aici la academie am ajuns să o terminat și cu lupta greco-romană. Așa am trecut la lupta trântă, la berbecă, început la lupta. La momentul ai antrenament, e nevalid să știu? Nu, n-am antrenor, mă antrenez sinistrător. Aici, pe teritoriu, când mă antrenez de unul singur, lupt cu euul meu. Mie ca tare, medicii mi-au interzis să practic lupta și sportul meu. Am avut traume. Ce rezultate ți-a adus acest sport? Nu, în primul rând, titlul cel mai care mă mândresc e maestru în sport. Al doilea, aici cât studiez în academie, 2 ani la rând am fost ca cel mai bun luptător al anului, la gala sportului. Cam atât. Ai avut momente dificile atunci când era în luptă? Când analizezi după luptă, îți pare că a fost ceva dificil, dar în momentul luptei nu-ți mai gândesc că e dificil, că e simplu. Trebuie să discuți oricum. Cum te refaci după înfrângeri? Mă motivez că trebuie să lucrez mai mult asupra punctelor slabe a mea. Cât de des te antrenezi? Prefer că 2 ori pe zi să mă antrenez. Ai vreun luptător favorit? Tocmai. Fiodor Emelianenko și Alexandru Karelin. Deoarece ei, ajungând la treapta cea mai înaltă în sport, ei rămân a fi om simpli. Și Alexandru Karelin, triplu câștigător a olimpiezii, lupta greco-romană. Nu știu, uite, de unde a început. Ce-ți planifici pentru viitor? Sau în familie, trai decent. Din sport sau din armată? Din armată. Sportul deja pentru mine, fără carieră. La finalizarea studiilor în Academia Militară, absolvenților li se acordă gradul primar al Corpului de Ofițeri, locotenent, permis de conducere categoria B, precum și un loc de serviciu în una dintre unitățile militare ale Armatei Naționale. De menționat că durata studiilor în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate este de 4 ani. Studiile, cazarea, echipamentul și alimentarea sunt gratuite. La final de emisiune venim către voi cu îndemnul, dacă tot e mai, să fim mai buni cu cei din jur, mai înțelegători, mai conștienți la faptele noastre, mai iubitori și, desigur, cu mai mult zâmbet pe buze. În timpul cel mai apropiat ascultați buletinul de știri de la ora 10, iar noi, domnița Jechiu și Tatiana Cocerva, vă dorim un sfârșit de săptămână relaxant. Pe curând!